Bătaie de joc la o școală din județul Mureș, unde elevii au primit cornuri mucegăite. Produsele nu aveau dată de expirare inscripționată pe ambalaj, astfel încât nimeni nu știa dacă pun în pericol sănătatea copiilor. Părinții au sesizat Direcția de Sănătate Publică. Până acum nu s-a sesizat nimeni, deci cum s-a întâmplat, nu știu. Unii copii din localitatea Banda au adus acasă cornurile necomestibile primite la școală, iar părinții au fost îngroziți când le-au văzut. Ar trebui să fie mulți mai atenți cei care distribuie și de unde vine cornul, și plus că ne-am uitat că totuși o dată de expirare sau o dată de ambalare și chiar nu era scris nimic pe corn. E revoltător, să zic așa. Mai bine, bă, nu le da. Nu le da atunci. Nu numai să le dai să scapi. Că ai dat și atât. Părinții au anunțat conducerea școlii, iar administratorul a găsit și o explicație pentru mucegai. Ce am verificat, e foarte mucegăit, nu știu că. Ce am constatat, că nu este expirare, data de expirare nu este trecut. Am vorbit cu șoferul azi dimineață, că am fost acolo când a sosit mașina. Se transportă împreună cu laptele, știți? Am înțeles. Aha. Mașină frigorifică. Cum am scos din mașină, deci de la, acolo trebuie să fie o anumită temperatură. Da. Am observat că imediat s-a făcut condens. S-a transpirat. Am desfăcut un ambalaj și cornul era ud. Direcția pentru Sănătate Publică s-a autosesizat, iar inspectorii vor face un control la școală. Patronul fabricii care produce cornurile nu a oferit încă un punct de vedere pe acest subiect.